Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O invitație sinceră la o nuntă se viralizează pe net. Ușor de înțeles, practic de toată lumea care a trecut prin așa ceva, dintr-o parte în alta. Iată cum este această, cum e scrisă această invitație. Citez. Cu greu că abia m-a cerut. Deci ea apare scrisă de doamna, de domnișoară. Cu greu că abia m-a cerut, noi, Daniela și Florin, așa, vă invităm să vă achitați obligațiile, cei la care am fost. Cei care n-aveți obligații, o să aveți și voi copii. Deci noi zicem să veniți. Să nu băgați scuza că plecați în concediu sau că v-am anunțat din scurt, că invitația asta ați primit-o cu un an înainte. Deci nunta este pe 22 aprilie 2023. Săraci, se apropie. Aoleu. Alături ne vor fi părinții noștri, care își cheamă toate neamurile care le sunt datoare de la nunta lor din 1900 toamna, dar și nașii. Ei ne vor fi părinți spirituali. Drăguț. Pune spirituali, fiindcă sunt cam coate rupte. Aoleu. Abia a vrut să-mi ia nașa un amărât de voal. Serios, asta scrie în invitație? Da. Zi tu că nu e sinceră. E super tare. Cununia religioasă, scrie în invitație, va avea loc la Biserica Sfânta Mina. Pentru că nașul a zis că nu ne plătește mofturile să face la catedrală. De la ora 15. Nu știm în ce oraș se întâmplă. În București, cum? Sfânta Mina? Catedrală? Păi Bucureștiul nu are catedrală ortodoxă. Pe, cred că se referă la zi, la... Adică nu are încă... Nu cred, nu știu dacă... La Patriarhie. A, nu că... cred. Așa cred. Mă rog, de dați și noi cu părerea. Okay. Și în ce oraș avem catedrală ortodoxă? Cred că la Târgu Mureșie, cred că la Cluj-Napoca, cred, nu sunt sigur. Să vedem ce... Da, sunt mai multe locuri. Iar Biserica Sfânta Mina, acum, nu fi o singură Biserică Sfântă, adică Sfântul Mina, săracul, el ce are? Să aibă o singură biserică închinată. Și asta e adevărat, nu m-am gândit. Mai multe. Mie îmi sunat de original numele ăsta, încât... Da. E un subiect pe care îl stăpâniți. Da. Dialogul vostru e foarte... Deci eu m-am aflat târziu, eu am crezut că Sfântul Mina era Sfânta Mina. Așa credeam. Auzi că e din Galați, ne scrie cineva. Din Galați? Uite, vezi, catedrală în Galați. S-a nenorocit, e plin pe tablă, e plin de catedrale, de fapt. E și la Alba Iulia, și la Suceava. Ai încurcat-o. Da, primim foarte multe mesaje, acum e val de mesaje. Și la Piatra Neamț, peste tot. Vezi-o? Deci nașul și el chitros, înțeleg. Da. Continuă. Petrecerea va avea loc la restaurant Casablanca. Este 130 de euro meniul. Să nu mai căutați pe net. Ce bune e asta. Ce bune. Corect. Adevărul e că la fiecare nuntă, nu? Băi da, 130. Stau și se interesează. Cât e domnul meniu? Cât mai e un meniu? Cât merge? Asta e foarte cinstit. Băi da, 130 nu e cam mult? 130 de euro un meniu? Meniu adică de persoană? Știi că e 80 de lei kilul de cașcaval? Aole. Am remarcat eu recent. S-a scumpit. Da, am luat o folie de aia de cașcaval feliat de... Da. 12 pe lei, nu știu cât costă. Mă, dacă... Și am remarcat prețul ăla, scris exact. Mai mic cât e kilogramul. Aha. Și am realizat că e kilogramul de cașcaval cât era cu un an kilogramul de muși de vită. Da. Cu scumpirile astea, să știi, acum când te uiți la prețurile pe kil, la ce cumpăr de la supermarket, băi, te înțeapă în stânga. Serios? Deci sunt niște prețuri incredibile, că te uiți și te mă, din ce au făcut șunca asta, e din aur? Adică, cum poate să coste de mult? Mușchiul de vită cât e? Dacă... Nu, e vreo 130-140, cam așa. De vită bălțată românească. Da, păi na. Nu, dar să știi că oricum și aia braziliană și nu cea mai șmecheră, dar aia așa e vreo 150-160, nu e foarte, foarte scump. Imediat ajungi la 130 de euro meniu. Bălțată. O roșie umplută cu brânză. Bravo. Un rulou de sardină. O bucată de cașcaval și pa. Da. Petrecerea de restaurant 130 de euro, nu știu, începând cu ora 19:30 sau 18:30 pentru ăștia care nu vrea să fiți primii. Da. Și asta e bun, știi, că le spui ora și apar pe teste 3-4 ore. Da. Dacă întârziați, vă punem marșul ca să se holbeze toți la voi. Da. Vă așteptăm. Că... Da. Se întrerupea, nu știu cum mai e acum, dar pe vremea mea, când mergeam eu la anunți, că zici că am... Da, doamne, ce bine că a trecut perioada aia. Să știi că... Așa? Mamă, ce ridicol era momentul ăla că se întrerupea practic nunta și începea marșul și se uita toată lumea la intrare, cine a mai venit, mă? Cine? Așa, da. Așa era? Da, la fiecare invit, deci era lipsă de respect, altfel. Eu asta n-am... A fost într-o perioadă chestia asta, da, adică mi s-a întâmplat pe la vreo 3 nunți. Aha. Punea DJ-ul muzica, erau nunți, nu era ca acum, toată lumea are formații, atunci era lumea mai amărâtă.
Da. Era un DJ care punea muzică. Și de câte ori apărea cineva, deci, ăla era, îi dădea, îi dădea cineva un cut cu metri, vezi că a mai venit cineva. Se oprea muzica, toată lumea, a, iar a venit cineva. La început mai era cum mai era, dar pe urmă se întrerupea și după o oră, două de nuntă, hâț. Se oprea muzica, începea marș și te uita, ia uite, m-au venit și ești. Jingle de nuntă. Vă așteptăm cu drag. Postscriptum, să nu vă prind pe vreuna în alb, că vă trimit acasă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.